Bine ai venit la un nou episod în care vom descoperi 8 animale incredibile care și-au salvat stăpânii în situații limită. De-a lungul istoriei am fost martorii unor acte extraordinare de curaj și loialitate din partea animalelor, care nu doar ne oferă companie și afecțiune, ci uneori ne salvează viețile. Fie că vorbim de leii sălbatici din savana africană, câini loiali sau creaturi marine fascinante, fiecare dintre aceste povești ne arată cât de mult ne pot surprinde animalele atunci când vine vorba de protecție și dragoste necondiționată. Pregătește-te să fii uimit de acești eroi necuvântători care au demonstrat că instinctul lor de protecție poate depăși orice așteptări umane. Și nu uita, pe măsură ce urmărești aceste povești incredibile, reflectă asupra legăturii profunde dintre om și animal, o legătură care transcede specia și creează momente miraculoase. 1. Leii au salvat o fată răpită. Această poveste incredibilă începe într-un sat izolat din Etiopia, unde o fată de doar 12 ani a fost răpită de un grup de bărbați care intenționau să o forțeze să călătorească împotriva voinței sale, o practică trist de comună în anumite regiuni. După o săptămână de captivitate, într-un act de curaj neașteptat, salvarea ei a venit din partea unui grup de lei care au apărut din pădure. În mod surprinzător, în loc să atace fata, leii au alungat răpitorii și au rămas alături de ea, protejând-o până la sosirea autorităților. Această întâmplare a șocat și a intrigat specialiștii în comportamentul animalelor, care cred că leii au confundat plânsetele fetei cu sunetele unui pui de leu, ceea ce i-a determinat să o protejeze. Acest comportament extraordinar al unor prădători sălbatici, cunoscuți pentru periculozitatea lor, ne demonstrează cât de complexe și imprevizibile pot fi animalele. Este posibil ca leii să fie acționat dintr-un instinct de protecție profund înrădăcinat, ceea ce ne arată cât de puțin știm de fapt despre inteligența emoțională a acestor creaturi magnifice. 2. Pitbullul Sasha a salvat familia dintr-un incendiu. Pitbullii sunt adesea percepuți greșit ca fiind agresivi și periculoși, dar povestea lui Sasha demonstrează exact opusul. Într-o noapte liniștită, în orașul Stockton din California, un incendiu a izbucnit în casa familiei Chai. Sasha, un pitbull loial, a simțit imediat pericolul. Ea a sărit în patul stăpânilor lor, lătrând și trăgând de hainele acestora pentru a-i trezi. În același timp, câinele a alergat spre camera copilului de doar 7 luni, încercând să o tragă pe fetiță de scutec pentru a o scoate din casă. Datorită vigilenței și curajului lui Sasha, familia a reușit să scape din incendiu fără nicio vătămare. Această poveste subliniază instinctul protector al unui pitbull, arătând că aceste animale pot fi nu doar loiale, ci și eroice în situații de urgență. Comportamentul lui Sasha reflectă de asemenea legătura puternică dintre om și câine, o legătură care s-a dezvoltat de-a lungul mileniilor de conviețuire și cooperare. Câinii sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a simți pericolul și de a reacționa prompt, iar Sasha nu a fost o excepție. 3. O balenă a salvat un scafandru de un rechin. În apele reci din jurul insulei Rarotonga din Pacific, un scafandru pe nume Nan Hauser a trăit o experiență pe care nu o va uita niciodată. În timp ce explora adâncurile oceanului, Nan a observat că o balenă cu cocoașă de aproximativ 25 de tone se apropia de ea într-un mod neobișnuit. La început s-a gândit că balena era pur și simplu curioasă, însă comportamentul acesteia s-a dovedit a fi mult mai mult decât o simplă întâlnire între două specii.
curând, Nan a realizat că un rechin tigru, cunoscut pentru agresivitatea sa, se îndrepta direct către ea. Balena, în loc să se retragă, a început să o împingă ușor pe Nan spre suprafață, interpunându-se între ea și rechin. Acest gest de protecție nu a fost doar surprinzător, ci și profund emoționant pentru Nan, care a reușit să ajungă în siguranță pe barcă. Balenele sunt cunoscute pentru comportamentul lor protector față de pui, însă această întâmplare arată că aceste creaturi gigantice pot manifesta empatie și față de oameni. Există teorii care sugerează că balenele au un nivel ridicat de inteligență și empatie, ceea ce le permite să recunoască pericolul și să reacționeze în consecință. Această poveste ne amintește de misterele neexplorate ale oceanelor și de legătura inexplicabilă pe care o putem avea cu animalele sălbatice. 4. Porcul Lulu a salvat-o pe Joan. Porcii nu sunt adesea văzuți ca animale de companie care pot salva vieți, dar Lulu, o scroafă vietnameză, a demonstrat contrariul. Într-o zi, stăpâna ei, Joan, a suferit un atac de cord în locuința sa. Neavând pe nimeni care să o ajute, Lulu a ieșit din casă și a alergat pe drumul principal, unde a început să se rostogolească în mijlocul drumului pentru a atrage atenția șoferilor. În cele din urmă, un șofer s-a oprit și a urmat-o pe Lulu înapoi la casă, unde a găsit-o pe Joan inconștientă. Acesta a sunat imediat la urgențe, iar datorită intervenției rapide a lui Lulu, Joan a fost transportată la spital și a supraviețuit atacului de cord. Lulu a devenit rapid o vedetă locală și a demonstrat că, uneori, eroii vin în forme neașteptate. Porcii sunt animale extrem de inteligente, capabile să înțeleagă și să reacționeze la situații de criză. Inteligența lor a fost comparată cu cea a unui copil mic, iar Lulu a dovedit că instinctul său de protecție era la fel de puternic ca al oricărui câine sau pisică. Această poveste ne arată că animalele de companie, indiferent de specie, pot avea o conexiune profundă cu stăpânii lor și pot interveni în momente critice. 5. Gorila a salvat un băiețel. La grădina zoologică Brookfield din Chicago, o întâmplare uimitoare a avut loc atunci când un băiețel de 3 ani a căzut în incinta gorilelor. Toți martorii se temeau de ce era mai rău, având în vedere forța și natura imprevizibilă a gorilelor. Însă, una dintre gorile, o femeie numită Binti Jua, s-a apropiat de copil cu o grijă surprinzătoare. Binti Jua l-a ridicat ușor și l-a purtat la intrarea incintei, protejându-l de restul grupului de gorile până când îngrijitorii au reușit să intervină. Comportamentul matern al lui Binti Jua a uimit pe toată lumea, arătând că aceste animale, deși sunt puternice și potențial periculoase, au un instinct protector remarcabil. Gorilele sunt cunoscute pentru comportamentul lor social complex, iar acest incident a subliniat capacitatea lor de a înțelege vulnerabilitatea și de a acționa în consecință. Această poveste a devenit cunoscută în întreaga lume, oferind un exemplu puternic al faptului că empatia nu este exclusiv umană. Gorilele, alături de alte primate, împărtășesc cu noi multe trăsături emoționale, iar Binti Jua a demonstrat că instinctul de a proteja și de a îngriji este universal. 6. Delfinii au salvat niște salvamari de un rechin alb. Delfinii sunt cunoscuți pentru inteligența și natura lor prietenoasă, dar uneori aceștia pot deveni adevărați eroi. În anul 2004, un grup de salvamari din Noua Zeelandă făcea antrenamente de rutină în larg, când au fost înconjurați de un grup de delfini. Inițial, salvamarii au fost confuzi de acest comportament, dar au realizat curând că delfinii încercau să-i protejeze de un rechin alb care se apropia rapid.
Delfinii au format un cerc strâns în jurul oamenilor, blocând accesul rechinului și escortându-i în siguranță către mal. Acest comportament a fost interpretat de specialiști ca un instinct de protecție pe care delfinii îl manifestă față de membrii grupului lor sau chiar față de oameni pe care îi percep ca fiind în nevoie de ajutor. Delfinii sunt cunoscuți pentru altruismul lor, iar această poveste subliniază curajul și instinctul lor protector. Întâmplarea aceasta a demonstrat din nou că delfinii nu sunt doar prieteni ai oamenilor, ci și protectori curajoși care în momente critice nu ezită să intervină pentru a salva vieți. Inteligența lor remarcabilă și comportamentul social complex fac din delfini unii dintre cei mai apropiați aliați ai oamenilor în mediul acvatic. 7. Leul de mare a salvat un bărbat de la sinucidere. În San Francisco, un bărbat care se confrunta cu depresie severă a decis să își ia viața sărind în apele reci ale golfului. Însă ceea ce s-a întâmplat după a fost cu totul neașteptat. Un leu de mare a apărut de nicăieri și a început să-l împingă pe bărbat către suprafață, menținându-l la suprafața apei până când un echipaj de salvare a ajuns la fața locului. Bărbatul care a supraviețuit a declarat ulterior că a simțit cum leul de mare îl împingea cu blândețe, dându-i astfel șansa să trăiască. Această întâmplare a stârnit multe întrebări despre capacitatea animalelor de a simți suferința umană și de a interveni în moduri care par aproape miraculoase. Leii de mare sunt creaturi inteligente și curioase, iar comportamentul acestui leu de mare sugerează o empatie pe care încă nu o înțelegem pe deplin. Această poveste ne arată cum, uneori, natura însăși poate veni în ajutorul nostru atunci când suntem la limita disperării. Este o reamintire puternică a faptului că animalele pot avea un rol crucial în viețile noastre, nu doar ca însoțitori, ci și ca salvatori în momentele cele mai întunecate. 8. Papagalul Pearly a salvat o familie de un incendiu. Papagalii sunt cunoscuți pentru abilitatea lor de a imita sunete și de a vorbi, dar Pearly, un papagal gri african, a făcut mult mai mult de atât. Într-o dimineață, un incendiu a izbucnit în locuința familiei Pearly, iar fumul a început să se răspândească rapid. Papagalul, simțind pericolul, a început să strige și să imite sunetele unei alarme de incendiu, trezind astfel familia care dormea. Datorită acestui comportament neobișnuit, membrii familiei au reușit să iasă în siguranță din casă înainte ca flăcările să devină incontrolabile. Pearly a devenit un adevărat erou, demonstrând că și cele mai mici creaturi pot avea un impact uriaș. Inteligența papagalilor, în special a celor din specia gri african, iar capacitatea lor de a înțelege și reacționa la pericole reale, arată o adaptabilitate extraordinară. Această poveste subliniază că animalele nu trebuie subestimate, indiferent de mărimea sau specia lor. Fiecare dintre ele are potențialul de a salva vieți și de a surprinde prin curajul și ingeniozitatea lor. Concluzie. Aceste povești ne arată că animalele nu sunt doar companioni loiali, ci și protectori curajoși care pot face diferența dintre viață și moarte. Fie că vorbim de câini, pisici sau păsări sau chiar creaturi sălbatice, instinctul de a proteja și de a salva este prezent în multe dintre ele. Ele ne demonstrează că legătura dintre om și animal poate fi mai puternică decât ne-am fi imaginat vreodată, iar aceste 8 exemple sunt dovada vie a acestui lucru. Aceste povești de salvare evidențiază nu doar curajul animalelor, ci și povestea legăturii pe care o împărtășim cu ele. Fiecare dintre aceste întâmplări ne amintește de responsabilitatea noastră de a proteja și de a respecta animalele.
care la rândul lor ne oferă protecție în momentele noastre cele mai dificile. Hai să celebrăm aceste legături unice și să continuăm să învățăm din poveștile lor remarcabile de loialitate și curaj.